Nenorocirea s-a petrecut duminică în Munții Bucegi, în zona Valea Morarului. Trupul primului bărbat a fost găsit de mai mulți turiști care au încercat să-l salveze. Mai mulți montaniari care l-au găsit pe bărbat au încercat să-l readucă pe cont propriu la viață, fără succes însă. În ajutor au fost chemați și salvamontiștii. Salvamontiștii au constatat încă de duminică că pe acel traseu existau două urme de pași de om. Prin urmare, nu au exclus posibilitatea unei a doua victime. Zona unde s-a produs avalanșa este situată la peste 2200 de metri altitudine, iar în acea zonă stratul de zăpadă depășește 20 de centimetri. Luni, salvamontiștii au găsit și cea de-a doua victimă, îngropată la 50 de centimetri sub zăpadă. Cele două cadavre au fost coborâte din munte și transportate la serviciul de medicină legală din Prahova.